Secretele miraculoșilor, Maiura și sentimonștrii. Dragă jurnal, un nou inamic a apărut în Paris. E îngrijorător, evident, dar nu e chiar o surpriză. Maestrul Fu mi-a spus că a pierdut doi miraculoși. Deși până acum nu a existat indicii că Hawkmoth ar fi în posesia amândurora. Până ultima dată, eram pe cale să-l învingem pe Hawkmoth când a fost salvat de un sentimonstru. Presupun că îl păstra pentru o ocazie specială. Sentimonștrii sunt ființe create din sentimentele unei persoane. Arată tot diferit. Ca să învingi unul, trebuie să găsești obiectul care îl face să fie controlat. Acel obiect conține amocul creat de posesorul miraculosului păunului. Persoana care primește amocul își formează sentimonstrul. Eu și Motan Noir trebuie să fim super prudenți acum, fiindcă sentimonștrii sunt mai dificili decât ticăloșii acumatizați. De fapt, sunt uneori nedetectabili. Sau chiar complet asemănători cu ființele umane. În plus, Hawkmoth are un aliat. Numele ei e Maiura. Trebuie să aflăm mai multe dacă vrem să-i învingem într-o zi. Trebuie să aflăm exact cum funcționează duetul lor. Un lucru e sigur totuși. Hawkmoth poate nu mai e singur, dar și noi avem aliați. Și chiar vrem să câștigăm. Vom salva Parisul, dragă jurnal. Îți promit!